Un puternic incendiu s-a produs în această dimineață pe varianta nord în municipiul Călăraș. Pompierii militari călărășeni s-au deplasat la această intervenție cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială smurt. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără la o cabană construită din lemn și la un foișor aflat în imediata vecinătate. În urma producerii incendiului, o persoană de sex feminin a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri din partea paramedicilor smurt. Ulterior, aceasta a refuzat transportul la spital. În această dimineață, în jurul orei 9 și 15 minute, pompierii militari din cazul detașamentului de pompieri Călăraș au fost solicitați să intervină în municipiul Călăraș pe strada varianta nord. Un incendiu de locuință, ajuns la fața locului, la intervenție, incendiul se manifesta foarte violent, cu flacără și fum dens, la o cabană construită din lemn și la un foișor de asemenea din lemn. La intervenție s-au deplasat de această dată inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, iar ulterior s-a deplasat la intervenție și o a treia autospecială. De asemenea, la această intervenție s-a deplasat și un echipaj de prim ajutor zmor cu autospecială. Aceștia au acordat îngrijire proprietare, care a suferit un atac de panică în urma incendiului. Acesta a fost localizat și se lucrează la stingerea incendiului. În momentul de față s-a stabilit cauza producerii incendiului? Cauza probabilă? Este prematur, este prea devreme să vorbim despre cauza incendiului. După ce se finalizează intervenția, vă pot da alte detalii.